Se aude acum? Ești undeva. Bănuiesc că acum se aude. Se aude? Acum? Se aude, da? Bună seara! Se aude, Florin, bine, mulțumim! Nu știm ce s-a întâmplat. Bun. Reluăm cu prezentările. Se pare că încep să se mai adune persoane. Am schimbat camera și dispozitivul de pe care filmăm, motiv pentru care luminile nu mai sunt atât de bune. Însă mai așteptăm un minut ca cei care ne urmăresc să reușească să se conecteze. Se întâmplă uneori și astfel de evenimente, însă e în regulă. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu voi, cu toți cei care ați ales să fiți în seara asta alături de noi. E în regulă, primim feedback-uri că se aude și se și vede. Ok. Pentru cei care poate nu ați reușit să vă mai reconectați, videoul, înregistrarea acestui Q&A o să fie disponibilă, astfel încât vă asigurăm că nu pierdeți nimic din informația valoroasă. Așadar, Mirela Botezatu, consilier, terapeut, terapeut Reiki și terapeut în terapia prin regresie și facilitator de vindecare și evoluție personală și spirituală. Iar eu sunt Botezatul Romeo, terapeut, coach și trainer, acreditat George Maxwell, dar și în tot ceea ce înseamnă măestrii pe parte spirituală în Reiki. Acest Q&A, în acest Q&A avem multe întrebări. Nu știm dacă o să putem răspunde la toate, dar o să încercăm pe cât posibil să trecem prin ele. Vreau să vă spunem înainte de a începe să răspundem la întrebări că dacă sunteți interesați de formările pe care fiecare dintre noi le avem, specializările și alte detalii referitoare la activitatea noastră profesională, puteți căuta informații pe site-urile personale. Pe mine o să mă găsiți pe cubotezatumirelamaria.ro și acolo o să puteți să citiți mai multe detalii despre programele, cursurile și serviciile pe care le ofer. Iar despre mine veți găsi în platforma romeobotezatu.ro. Este o platformă pe care am modificat-o, arată
un pic mai bine față, arată mult mai bine decât ce era înainte, deoarece are și o structură de cursuri. Acolo, în platforma mea, este nevoie să vă înscrieți, să intrați acolo pe la nou botezatul, pagina mea, parcă este sus undeva în dreapta, și vă înregistrați cu user și parolă, după care cei care doresc să primească cursurile pe care le dau, sau cursurile gratuite, sau cursurile plătite, li se alocă cursul în platformă. În platforma fiecăruia, în contul fiecăruia, mai bine zis. Am primit o serie de întrebări în evenimentul trecut. Ne-am străduit să răspundem tuturor întrebărilor, de aceea v-am și rugat pe cât posibil să trimiteți întrebările înainte, pentru că e necesar să facem o selecție din ele, cumva și să nu repetăm. Sunt multe întrebări, sunt mai multe ca data trecută, astfel încât, din dorința de a răspunde la întrebări cât mai variate, o să alegem doar unele dintre cele pe care ni le-ați trimis. Și, evident, dacă sunt întrebări pe care doriți să le adresați acum pe chat, noi să le vedem și încercăm să răspundem în cel mai scurt timp. Primele întrebări. Așadar, din Reiki. Trebuie să ai un anumit stil de viață ca să practici Reiki, radiestezie sau terapie prin regresie. Hai să răspund. Referitor la partea de radiestezie și de Reiki și a stilului de viață. În momentul în care intri pe un palier de învățare din punct de vedere spiritual, atât din punct de vedere al radiesteziei, cât și al Reiki-ului, deja tu, ca om, ai început să ai un stil de viață un pic diferit față de cel normal, cel pe care îl vezi în fiecare zi la cei din jurul tău. Fapt pentru care de multe ori cei care pleacă pe această cale spirituală, atât Reiki, radiestezie sau alte sisteme, nu contează, sunt văzuți un pic mai altfel față de ceilalți. Și așa că, într-un spirit de glumă, de multe ori ni se spune și că am mai auzit că sunt sectanți. Dar nu are nicio legătură cu acest lucru, pentru că spiritualitatea nu ține de religie sau de dogmă. Da? Da, ca stil de viață, nu este obligatoriu să ai un anumit stil de viață. Dar cunoașterea, nivelul conștiinței care crește prin tot ceea ce înveți tu, te duce către un anumit stil de viață. Un pic diferit sau mai diferit față de al celorlalți. Acum, din punct de vedere al terapiei prin regresie, va răspunde Mirela. Întrebarea era, trebuie să ai un anumit stil de viață ca să practici terapie prin regresie. O să răspund în felul următor. Pentru a practica terapie prin regresie, este important, în prima fază, să fii format într-o școală de terapie prin regresie, iar formarea într-o școală de terapie prin regresie, ca cea pe care eu am urmat-o, fiind acum pe final de supervizare, este o școală de 3 ani, în care, ca să poți practica, înseamnă că, în primul rând, tu ești client, tu
tu lucrezi cu tine temele tale personale, astfel încât este important să te poți susține și să te înțelegi, să știi cine ești, și abia apoi poți să practici terapie prin regresie, să ajuți, să contribui și să susții vindecarea și integrarea fragmentelor de suflet a celor care solicită terapie prin regresie. Așadar, este nevoie de un stil de viață pentru a practica terapia prin regresie și anume, este important, în primul rând, să-ți fi rezolvat tu mare parte din temele tale personale cu care ai venit în viața aceasta și abia apoi poți să practici, să fii terapeut pentru alte persoane. Reiki este o energie inteligent adaptogenă la fiecare practicant. Da. Dacă ne amintim câteva informații din cursul de Reiki, Reiki știe unde energia are nevoie să fie dispersată și știe unde are clientul nevoie ca energia să fie concentrată. Așadar, Reiki este o energie adaptogenă la fiecare practicant. Cum poate fi evitată și cum se integrează dezvoltarea laturii spirituale, fără să vorbim despre ea, cu cei care trăiesc strict în lumea materială? Întrebarea nu este neapărat foarte clară, da, se referă la cum putem să Exact ce spuneam mai cum înainte. putem să integrăm latura spirituală astfel încât să trăim și într-o lume materială. Pentru că dacă eu practic o cale de evoluție și de dezvoltare spirituală și poate prietenii mei, frații mei, cei cu care până mai ieri mă vedeam la petreceri, pentru că trăim într-o viață firească, socială, cum fac să integrez calea mea în lumea aceasta, alături de cei care trăiesc doar în lumea materială și pentru care evoluția spirituală conștientă nu reprezintă neapărat o prioritate. Pentru că, de fapt, evoluție se întâmplă pentru fiecare, însă, cu adevărat, fiecăruia evoluția îi servește în ritmul său și pe calea sa. Cum putem evita, nu știu, conflictul acesta dintre calea mea spirituală și faptul că cei apropiați mie sunt încă într-o cale, spunem, încă prinși în material. Păi, în primul rând, din punctul meu de vedere, tu, ca persoană, sau acea persoană care a plecat pe această cale, este bine să o continue, pentru că, la un moment dat, cei din jurul lui vor vedea schimbările în bine care apar în el, în persoană, și vor începe să-și pună întrebări vis-a-vis de ce face omul ăsta este diferit, este altfel. Nu mai este cel dinainte și este altfel în bine. Și încep să pună întrebări. În general, marea majoritate încep să pună întrebări. Ce faci? Ce-i cu tine? De ce ești așa? Ești alt om. Și atunci, bineînțeles, tu va trebui să le explici pe înțelesul lor
atât cât pot ei înțelege calea ta pentru a nu fi înțeles greșit și să-l dai posibilitatea să înceapă și ei, de acolo de unde sunt, schimbarea și ridicarea conștiinței. Da? Ok. O altă întrebare era care din aspectele noastre superioare ne îndreaptă spre creșterea conștiinței și accesarea diferitelor tehnici energetice ca Reiki? Eu aș spune foarte simplu, îngerul tău păzitor, care este unul dintre aspectele tale superioare, unul din sinele tale superioare. Așadar, ghidul tău de destin, îngerul tău păzitor, care este direct implicat în trezirea și elevarea spirituală. Ca practicanți Reiki, folosim acest dar din abundență și îl lăsăm să curgă permanent prin structurile noastre sau îl folosim cu mare grijă doar la nevoie? Au venit câteva întrebări pe final de seară, așa că o parte sunt în telefon. Ei, acum cred că sunt păreri și păreri vis-a-vis de cum se folosește această energie Reiki. Eu o spun din punctul meu de vedere. Și ca practicant Reiki, eu folosesc non-stop această energie la care sunt conectat permanent. Același lucru sunt întrebat, de exemplu, și cu vis-a-vis de activarea palmelor. Mulți, de exemplu, preferă să-și dezactiveze palmele pentru că spun că le simt într-un anumit fel și nu le suportă așa. Eu personal îmi place să simt palmele active, cu toate că ele nu vor fi active non-stop. Ele se vor dezactiva singure. Dar vis-a-vis de energia aceasta, sfatul meu este să stați în ea în permanență. Să fiți conectați la acel nivel de vibrație cât mai înalt posibil, pentru că în momentul în care ești acolo, pe acea vibrație, și această boală, COVID-ul, acest virus, să știți că nu se va atinge de voi. Sau, dacă cumva este preluat, dacă tot este vorba de COVID, forma va fi foarte, foarte ușoară. Aproape ca o gripă. Da? Mai e ceva de adăugat? O parte din cei care vizionează nu aud, ne pare rău, o să puteți să beneficiați ulterior de înregistrare. Din punctul meu de vedere, referitor la întrebare, cum este potrivit să folosești energia Reiki, aș spune că energia Reiki face parte din viața fiecăruia dintre noi, fie că suntem sau nu conștienți, eu sunt în energia Reiki, eu nu practic Reiki. Asta este ceea ce predau, pentru că în realitate noi suntem conectați în permanență. Este vreun moment când ești în afara
energiei universale? Nu. Și atunci, energia Reiki contribuie, te servește, ești în ea permanent. Practic, noi suntem canale curate și perfecte de lumină prin care energia Reiki circulă. Așadar, nu faci uz dacă o folosești, ci mai degrabă cu fiecare utilizare conștientă ești tot mai conectat și practic deblochezi acele nivele ale ființei tale prin utilizarea energiei Reiki care te fac să te simți deconectat. Pentru că în realitate noi suntem în permanență conectați la acest flux de informație și de energie universală care ne înconjoară și în care suntem și din care facem parte. Încă o întrebare. Dacă nu crezi în așa ceva, poți practica respectiv Reiki? Aici, când auz dacă nu crezi, eu mă simt provocată. Pentru că de-a lungul timpului am dezvoltat de 3 ani aproape, dezvolt programe de terapie pe termen lung în care abordăm cu seriozitate credințele, programele fixe și ideile limitative, schemele de gândire. Așadar, în primul rând, este important să știi în ce crezi și apoi poți aplica o metodă de terapie, de dezvoltare personală și spirituală conform credințelor tale. Însă este important să îți definești ție în ce crezi, care sunt credințele tale, sistemul tău de credințe. Pentru că și abia apoi poți să te gândești oare funcționează dacă nu cred Reiki-ul? Din experiența noastră am putut să vedem că sunt oameni care, deși vin din religii diferite, din zone diferite de credințe, au început să practice Reiki, poate la început un pic mai timid, necredincioși, da? Aveau dubii și ne-am trezit scriindu-ne mesaje, mi s-au căzit palmele, se întâmplă ceva, e de bine sau de rău? Sau aveam un zumzăit în cap și în momentul în care am început să stau cu mâinile pe cap și să-mi aplic Reiki, s-a oprit gălăgia. Aș spune că, bineînțeles, credințele noastre amplifică sau limitează rezultatele. Așadar, e important să încerci, să practici, pe cât posibil să nu-ți pui limite, dar nici să nu ai așteptări. Lasă să se întâmple, pentru că, așa cum știm, atunci când ești golit de așteptări, dar și de credințe care te blochează, miracolul se întâmplă. Câteva întrebări din domeniul radiesteziei. De la cine primești răspunsurile la radiestezie? Știind că ansa este o bucată de sârmă. La această întrebare, în general eu răspund în cadrul modulului 1.
În primul rând, răspunsurile pe care le primești, este adevărat, nu le primești de la ANSA. Pentru că, pur și simplu, ANSA este o sârmă frumos înduită care face ceva. Ea are doar rolul de a-ți arăta niște parametri pe care tu să îi știi și interpretezi. Răspunsurile în radiestezie le primești din sursă, 1, sau din adâncul subconștientului tău. Doar că în momentul în care vorbim de subconștient și de sursă, subconștientul este conectat 24 din 24 la sursă. Da? Iar tu primești informația din sursă în subconștient prin intermediul acelui sistem reticular care se află aici în spate, la în groapa cu minciun, cum îi mai spunem. Deci acolo unde craniu, da, este conectat cu coloana. Acolo sunt foarte mulți nervi care asta fac. Captează informația, milioanele de biți din sursă, o procesează, o trimite subconștient, în conștient, după care ajunge în ANSA și îți va da un răspuns. Răspunsurile sunt diferite de la radiestezist la radiestezist în funcție de nivelul de conștiință și de evoluție spirituală a fiecărei persoane. Pentru că fiecare persoană se conectează la un anumit nivel de vibrație și la un anumit nivel de cunoaștere din sursă. Și atunci valoarea de adevăr a ceea ce primește și îi se arată pe raportor sau prin întrebare cum măsoară el sau prin pendul, este un pic diferită. Tot o întrebare din domeniul radiesteziei. În construcția spațiilor din radiestezie se folosesc algoritmi foarte preciși ca și cuvinte. Totuși, universul recunoaște mai ușor intenția și gândul pusă într-o energie decât cuvântul. Așadar, universul recunoaște mai ușor intenția decât cuvântul. Universul recunoaște emoția. Informația pe care tu o transmiți prin, cum ai spus acolo? Prin intenție și cuvânt. Pentru că intenția, când spui intenție și cuvânt, sunt două planuri diferite. Intenția este în planul energetic și cuvântul este în planul fizic. Orice intenție este materializată într-un gând. Iar gândul este materializat mai departe prin cuvânt. În momentul în care creezi o sferă, o matrice, pentru cei care au, sunt, pentru că întrebarea este pusă de cineva care este un nivel mai mare, da? În momentul în care tu creezi o matrice, pui la oaltă cuvântul, deci toate cuvântul, mentalul, cuvântul care este fizicul, mentalul care este ideea și mai departe intenția care este deja în planul spiritual. Toate le pui la un loc pentru a da o anumită putere acelei matrice sau acelui gând, fiecare formă gând, ceea ce creezi, pentru a materializa mai rapid în sursă, în realitatea pe care o creezi acolo.
Da? Cum să evit sminteala altora prin informațiile pe care le ofer? Din Reiki, radiestezie. Este o întrebare venită de la cineva care practică Reiki și radiestezie. Cum să evit sminteala altora? Cuvântul sminteală, eu l-am auzit pentru prima dată în biserică, la preoți. Acolo a fost sunată când am auzit acest cuvânt sminteal și el era spus cu sensul de a nu încerca să afli informații peste nivelul tău de conștiință și peste nivelul puterea ta din momentul respectiv, pentru că ajungi să te smintești și în momentul în care te smintești, folosești acele informații în mod eronat. Folosești acele informații pentru a face rău. Sau în detrimentul tău. Sau în detrimentul tău. Nu înțelegi nivelul acelor informații. Uh-huh. Și asta înseamnă că te smintești. Ei, ca să eviți sminteala aceasta, este simplu. O iei pur și simplu, ușor. Treaptă cu treaptă și urci spre evoluția ta până acolo unde, pentru că limite, de fapt, nu ai limite. Dar nu trebuie să sari de la baza scării în vârf. Trebuie să iei bucată cu bucată. Eu, în primii ani, pentru că eram foarte entuziasmată și pentru că natura mea era aceea de salvator, mi-am dorit să ofer cât mai multe informații oamenilor, că dacă m-am trezit eu, să se trezească și ei. Ulterior, mi-am dat seama că, știți, este o vorbă să nu dai omului mai mult decât îi trebuie, pentru că oricum nu îi va folosi. Practic, în acest moment, ca să mă asigur că nu se smintesc oamenii, în mare parte cei cu care interacționăm știu ceea ce facem noi, jobul pe care îl avem și profesia, dar și menirea. Dacă omul întreabă, vorbesc despre asta, dacă nu, vorbesc despre vreme, despre culori, despre orice altceva. De asemenea, recomandăm cărți, filme. Dacă persoanele cu care relaționăm doresc să ia informația, cu siguranță că vor citi cărțile, filmele, vor reveni cu alte întrebări și asta arată că sunt interesați. Dacă nu, nu și este absolut în regulă. Adică evoluția spirituală se face atunci când omul simte, când el cere informația, nu când vrei tu să îi bași pe gât pentru că tu consideri că el are nevoie. E important să avem discernământ în oferirea informațiilor și da, evoluția se face treptat pe calea și în ritmul fiecăruia. Ok. O întrebare interesantă. Când postez pe Facebook o poză de a cuiva cu care am fost în vacanță, a doua zi mă cert cu persoana. Îmi cumpăr mașină și în următoarea săptămână se întâmplă ceva. Fie o găsesc zgâriată, fie mă atrage anumite neplăceri. Cred că e din invidie. Cum facem să combatem invidia? Eu am să răspund în felul următor.
În prima situație în care merg cu cineva în concediu și doresc să postez o poză, firesc este să cer acordul persoanei care este împreună cu mine în poză, pentru că, ok, despre mine eu pot să mă postez, că îmi dau acordul. Însă, dacă este o altă persoană care este cu mine în concediu și postez o poză în care suntem împreună, am nevoie de acordul persoanei. Cel puțin eu așa fac. Dacă suntem la petreceri, sunt unii care se grăbesc să-ți fotografieze copiii și atunci eu îi atenționez și spun: vă rog să nu postați pozele cu copiii mei sau poze cu mine decât dacă îmi cereți acordul. Deci aici, ca mă gândesc, ar fi potrivit să cereți acordul persoanelor a căror poze le postați. Și doi, situația în care apare o mașină și se întâmplă ceva cu ea, o mașină nouă. Cât despre invidie, invidia este o formă de agresivitate și atunci aș întreba ce anume din mine stârnește invidia celorlalți. Pe subtil poate fi o formă de ego care este disimulat, care este ascuns, care stârnește pe nivel, la nivel subtil, stima de sine a celorlalți, pe care îi apucă invidia și, practic, reacționează. Cum pot să mă protejez? Cum pot să combat invidia? În primul rând, este important să-mi reglez la nivel interior, nivelul egoului, stima de sine, dar și cantitatea de agresivitate pe care o emit, conștient sau nu, pentru că orice agresiune din interior oglindește o agresiune în exterior. Și bineînțeles, există forme de protecție energetică care se face prin Reiki, radiestezie și alte forme energetice, atât pentru tine personal, pentru obiecte, pentru familie. Ce întrebări mai sunt? Mai avem întrebări. Eu nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Ok. O întrebare tot din domeniul radiesteziei. Cum este afectat corpul energetic când se intervine chirurgical cu o amputare? De exemplu, extirparea tiroidei este sinonimă cu pierderea chakrei și SN-ul mai ajunge la 100 în situația unei amputări. Bănuiesc că se referea la cantitatea de SN din zona respectivă, da? Pentru că fiecare organ are. Da. S-a dovedit prin experimente și științific, dar mai ales prin experimente, la persoanele care li s-a amputat o mână sau un picior. Ei au declarat că de foarte multe ori, după amputare, ei pur și simplu își simțeau încă mâna. Membru întreg. Ei, și s-au făcut poze și s-a demonstrat că corpul astral, da, în urma amputării a rămas ca și structură. Deci, în momentul în care i s-a tăiat mâna, a plecat partea fizică, dar partea energetică a rămas acolo. Iar el, la nivel subtil, încă își mișca pur și simplu degetele. Asta înseamnă că în urma unei amputări,
se scoate doar partea energetică. Bineînțeles, acolo, prin amputare, au loc niște dereglări la nivel energetic, al canalelor. Dar acestea se pot remedia. Și în urma remedierii și vindecarea, în urma amputării, este mai rapidă. Cantitatea de SN din corp nu scade în urma unei amputări. De multe ori se spune că și o cantitate de SN există în sânge. Da? SN umblă și prin sânge. Dar cantitatea de sânge rămâne aceeași în corp. Da? Dacă ți s-a amputat brațul de aici, nu înseamnă că ai rămas și fără jumătate de litru de sânge. Aceeași cantitate de sânge îți va circula prin corp, doar că nu mai circulă prin zona respectivă. Da? SN rămâi la fel, corpul energetic în mare, în totalitate, el este tot acolo. Nu există nicio modificare. Ba mai mult, tu poți să-ți folosești capacitățile extrasenzoriale chiar și fără acea mână. Și un exemplu de genul ăsta, vis-a-vis de amputări și de folosirea mâinilor, este foarte bine evidențiat într-un film pe care eu l-am dat exemplu de foarte multe ori, în Doctor Strange, când unul din maestrii din mănăstire, care nu avea mâini, putea crea lucruri în astral chiar și fără palme. Aceleași lucruri le făcea, acele porți, și fără palme. Deci se poate face și fără anumite părți ale corpului. Iar la tiroidă, faptul că a avut loc o operație acolo nu înseamnă cea care rămâne. S-a modificat fizicul în urma operației, dar chakra rămâne acolo. Ok. Sper că am răspuns. Începe seria de întrebări din domeniul terapiei prin regresie. Cumva le-am structurat astfel încât să fie pe cele trei tehnici. Care este principiul după care funcționează regresia? Dar înainte de a vă răspunde la această întrebare, astăzi am fost la coafor și discutam cu doamna care a avut grijă de mine, de părul meu și zice, mie mi-e frică de terapia asta, ce aș face și eu, dar mi-e frică. La întrebarea cu frică am răspuns la întâlnirea trecută. Deci, în general, întrebările sunt cam aceleași, da? Pentru că există mentalul colectiv care cuprinde, practic, fricile comune ale tuturor. Deci, care este principiul după care funcționează regresia? Principiul este unul foarte simplu și anume, de-a lungul existenței sufletului, de-a lungul existenței spiritului, sufletul, datorită unor traume, mai superficiale sau mai profunde, se fragmentează. Motiv pentru care rămân părți din suflet în trecut, în anumite situații. Principiul după care terapia prin regresie funcționează este să ne reconectăm acum cu momentul traumatizant, cu cauza care a generat această fragmentare
să oferim sprijin, atenție și vindecare acelor părți de suflet traumatizate care au rămas suspendate, agățate, împietrite, blocate, ascunse în timp, în diverse planuri. Principiul este să aducem vindecare acestor părți din noi care se manifestă prin anumite stări, anumite acțiuni în prezent. Așadar, oferim vindecarea acestor părți din noi, viața prezentă și integrându-le în ființa noastră de astăzi, viața prezentă, realitatea capătă un nou sens, se îmbunătățește, este miraculoasă și transformatoare schimbarea pentru că ai sufletul mai întreg, cu toate aceste părți care au rămas undeva în trecutul tău. Care sunt temele, situațiile în care terapia prin regresie poate fi aplicată? Terapia prin regresie are multe domenii, multe situații în care poate fi aplicată. Eu personal lucrez cu eficiență și cu randament crescut deosebit în atacuri de panică, în vindecarea traumelor copiilor interiori, frici, tot felul de frici care se manifestă în prezent și care îți limitează, îți blochează o viață împlinită și de succes, pentru că dacă ai frică, nu mai acționezi. Dacă nu mai acționezi, nu ai rezultate și atunci ești într-un cerc vicios. Ideile fixe, limitative, iarăși sunt un domeniu în care terapia prin regresie are eficiență deosebită. Boli incurabile, am putut să văd de-a lungul formării, am participat la ședințe la care persoane cu boli incurabile din viața asta au putut să vadă ce anume din trecut, dintr-o viață anterioară, au determinat și au activat în viața prezentă boli incurabile. Lucrurile se transformă într-un mod uimitor în viața aceasta, după o astfel de ședință. În ceea ce înseamnă principiul de salvator, principiul de victimă, rezultatele sunt uimitoare pentru că te eliberează de acest rol care, pe de o parte, îți pune responsabilități, dar, pe de altă parte, te limitează foarte mult în a fi un om echilibrat. Pentru că ai tendința să te duci fie de o parte, fie de cealaltă parte. Te polarizezi fie în pozitiv, fie în negativ. Sunt multe idei și afirmații în care foarte clare, ferme, credințe, care lucrând descoperi că de fapt e doar o idee care te limitează și această credință de fapt poate fi transformată în ceva care să te servească, să te ajute și să te susțină într-o viață armonioasă. Bineînțeles, este uimitor să faci terapie prin regresie atunci când simți că ți-ai pierdut sensul, că nu știi care este calea și misiunea ta, pentru că în mod cert poți să accesezi informații din viața dintre vieți sau din sinele mai înalt, din acasă, de acolo, din sursă, de acolo de unde te-ai desprins, și să-ți găsești sensul, misiunea și calea.
Foarte important în karma personală, dar și karma de neam. Poți să lucrezi pe linie karmică pentru o situație pe care tu astăzi o trăiești în prezent. Sunt multe aplicații, practic e aproape imposibil să nu ai ce să lucrezi, pentru că suntem încă pe planeta Pământ. Ce beneficii ne aduce în viața noastră? Ce beneficii reale? În primul rând, terapia prin regresie, 2-3 ore cât durează o ședință, substituie 6 luni, 8 luni de psihoterapie clasică. Beneficiile, a nu se înțelege că nu mai faceți psihoterapie, ba da, faceți orice considerați că vă servește și că vă susține. Beneficiile sunt că ai sufletul mai întreg, odată cu fiecare fragment de suflet pe care îl vindeci și îl integrezi, ai potențialele tale divine care erau undeva blocate, și anume sănătate, vitalitate, claritate, o responsabilitate optimă pentru tine, adică nu care mai multe bagaje decât ți se potrivesc. Te simți mai întreg, te simți mai activ, pentru că fiecare fragment de suflet pe care îl recuperezi aduce cu el și integrează în tine cel de astăzi o cantitate de energie, de lumină. Pur și simplu se transformă anumite idei, credințe, în sensul că își schimbă beneficitatea. Asta, despre asta vorbim în transformarea, transmutarea energiei. Polaritatea negativă devine pozitiv. Tot ce credeai altă dată că nu poți să faci, acum ai și resursele. Practic, terapia prin regresie întregește sufletul și te reconectează cu resursele, cu potențialele tale. Evident că viața se transformă în sens benefic și constructiv. Se pare că cam acestea au fost întrebările. Eu cum încep să vorbesc? Nu mai termin, pentru că iubesc ceea ce fac și îmi place la nebunie să ofer sprijin celor care sunt real interesați. Dintre cei care se uită la noi, dacă mai sunt întrebări, le puteți scrie acolo în comentarii, să le putem vedea și noi. Bineînțeles că perioada care urmează e o perioadă extrem de benefică pentru inițieri și reinițieri Reiki. Fiecare reinițiere Reiki aduce o cantitate de lumină și de energie care te susține, te sprijină în evoluția și trezirea spirituală. Atât eu cât și Romeo vă stăm la dispoziție în timpul disponibil și atât cât putem, cu orice informații referitoare la Reiki, radiestezie, terapie prin regresie. Referitor la radiestezie, în data de 12, cât e? 12 noiembrie. Deci, în data de 12 noiembrie, lansez o nouă grupă de radiestezie terapeutică. Grupă care va începe cu modulul 1, bineînțeles, începător, în care vom învăța ce înseamnă radiestezia și cum se măsoară și începem să facem primele măsurători. Acest prim modul, pentru cei care doresc să îl achiziționeze, are și două seminarii incluse, seminarii live, deci cursul este online, este înregistrat, dar partea practică
Seminariile practice le facem live. În momentul în care o să se dea drumul și la sală, pentru că acum aici la noi la Bacău mai tare se închide, când o să dea drumul la sală, o să începem să facem și în sală, dar până atunci le facem live. Partea practică se poate face bine și live. Am avut până acum câteva grupe live de modul 1 și până la modulul 4. Am găsit și am învățat să facem de la măsurători, la terapie, la distanță și așa mai departe, care funcționează fantastic de bine. Deci, pentru cei care doresc să se înscrie la curs, e nevoie să intre pe platformă, pe romeobotezatu.ro, la cursuri și seminarii. Acolo găsiți radiestezia terapeutică modul 1, dar se poate achiziționa și toate cele 4 module. Cele 4 module, bineînțeles, au o reducere în această perioadă, până pe data de 12 este reducerea. În data de 12 revine la prețul inițial. Vă aștept la curs. Va trebui să vă achiziționați voi ANSA și raportorul. Și la curs și la practică. După cum v-am obișnuit, ne revedem peste 2 săptămâni. Chiar dacă astăzi startul a fost ceva mai cu întârziere și lumina poate că nu este cea mai bună, noi avem în jurul nostru multă lumină, noi suntem lumină, vă dorim și pentru voi lumina optimă, o seară minunată și să ne revedem cu bine. Toate cele bune! O seară plăcută, weekend plăcut tuturor! Ne vedem la următorul Q&A, care va avea loc peste 2 săptămâni. În acest interval de 2 săptămâni, dacă aveți întrebări din radiestezie, reiki, regresie, vă rog să mi le trimiteți mie, atât mie cât și Mirelei. Mie și eu și Mirela avem pe pagina profesională butonul de WhatsApp. Deci acolo, pe butonul de WhatsApp, puteți intra și noi vom vedea imediat întrebările trimise de la fiecare. Deci aștept întrebările voastre, atât de la mine cât și la Mirela, și ne vedem peste 2 săptămâni. Iar pentru cei care vor achiziționa cursul, ne vedem pe 12 noiembrie la lansare, seara de la ora 19. Weekend plăcut, la revedere! Toate cele bune!